dezvoltării și ce impact ar putea avea dezvoltarea acelui drum sau reabilitarea lui. Da, voi face o solicitare Ministrului Dezvoltării și Turismului, doamne Elena Udrea, de a construi drumului Pintea, un drum istoric, turistic, istoric și ecumenic, în zona Măzoaja, Târgu Lăpuș, Maramureș, Sătmar, Bihor și Sălaj, acolo unde a ducit Pintea Grigore Viteazul. Cred că poate avea un efect benefic, întindu-i un brand al Transilvaniei și se vor dezvolta zonele atât sub aspectul pensiunilor, sub aspectul monumentelor istorice și al unor festivități care se vor ține în memoria acestui haiduc Pintea Viteazul. Cred că un demers care o să-l fac și către Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, va fi finalizarea drumului Măgoaja Târgu Lăpuș, DN18B, care poate deschide o perspectivă deosebită a acestei zone, având în vedere tradiția, cultura, religia și istoria de care se bucură această zonă. Ar fi necesară o strategie pentru anul următor în ceea ce privește dezvoltarea turismului și infrastructurii? Cred că da. Cred că ar trebui făcut o strategie pentru fiecare zonă. Ar trebui pus în valoare istoria deosebită a noastră și cred eu că, la asemenea cum fac, să zicem, francezii, italienii, să ne punem în valoare pe lângă tradiții, cultură, sport și oamenii deosebiți pe care i-a dat națiunea română.